Știm deja că ar trebui să consumăm spre 4 litri de lichide pe zi, mai ales vara, asta pentru a rămâne hidratați. Doar că mai contează și din ce fel de recipient bem aceste lichide, ca să fim siguri că facem alegeri fericite pentru sănătatea noastră. Sticlele din plastic sunt pe lista de așa nu, din simplul motiv că ne expunem inutil organismul substanțelor toxice și bacteriilor dăunătoare. Situația este și mai gravă vara. Apa băută dintr-un PET lăsat la soare poate să provoace cancer, potrivit celor mai recente studii. Știm că nu e corect să bem apă din plastic, pentru că dacă rămâne foarte mult la soare, dăunează sănătății. Încerc să nu reutilizez o sticlă de plastic. Știu că sunt nocive, că elimină microplastice. O confirmă și studiile, mai ales atunci când ne referim la sticlele din plastic uitate în soare. Substanțele chimice din compoziție ajung direct în apa sau sucul pe care le bem, iar efectele sunt dezastruoase pentru sănătate. Aceste sticle conțin și bisfenol A, care este extrem de toxic. Pe termen scurt pot da simptome de tipul toxic infecțiilor alimentare, dar pe termen lung sunt corelate cu diverse tipuri de cancer. Dacă ați uitat o sticlă de plastic cu apă mai multe ori în mașină, atunci ar fi bine să nu o mai consumați. Specialiștii atenționează faptul că ținerea apei în condiții de temperaturi înalte ne face mai mult rău decât bine. Astfel, păstrarea apei într-un recipient de sticlă sau într-un termos ar fi cu mult mai indicat. Este un mediu propice pentru proliferarea tot felul de bacterii. Atenție la simptomele de genul greață, vărsături, diaree, dureri abdominale. Atenție la simptome de tip respirator. Simptomele pot fi atât de variate, nu sunt toate simptome digestive. Dacă nu aveți încotro și trebuie să consumați apă din sticlă de plastic, specialiștii recomandă să vă orientați către recipientele de jumătate de litru, al căror conținut poate fi băut în cel mai scurt timp posibil. În organismul uman s-ar putea găsi constant între 30.000 și 50.000 de particule de microplastic, relatează observatornews.ro.